pe Marco Dulca. Ne bucurăm să-l auzim. Salut, Marco, ce faci? Bună seara, Radu, salut ție și invitațiilor tăi. Ce să fac? Uite, sunt acasă, mă antrenez. Altceva nu am ce să fac momentan. Acasă? Aștept. Unde? La Cluj, nu? Acasă la Cluj, da. Și antrenamente singur? Antrenamente, ce fel de antrenamente? Cu un preparator fizic pe care le cunosc de la mult timp și când veneam din Anglia acasă, tot timpul lucram cu el, mă ajută și el, pe această care vreau să-i și mulțumesc. Și cu câțiva prieteni care joacă și fotbal și mă ajută și ei să mă primesc. Adică, practic, nu, ești gata să reiei pregătirea cu echipa? Da, eu, de când am ajuns acasă, am început să mă pregătesc. Am făcut o pauză de câteva zile când am fost plecat cu familia în vacanță și după am reluat antrenamentele. Păi și care e situația? Cu cei de la Chindia ai vorbit, nu? Până la urmă, în țară, așa stau lucrurile. Poți juca acum doar la Chindia, nu? Da, eu am discutat cu cei de la Chindia și cu cei din conducere și cu cei din staful tehnic. Eu le-am spus că aș fi dispus să mă întorc la ei până în vară și după vom prelua discuțiile. Acum aștept. Am rămas cu ei când ne auzim săptămâna asta și vom vedea ce vor. Păi și ce au zis? Adică ar vrea un contract mai lung doar până în vară sau unde e piedica pentru a vă înțelege? Nu, din câte am discutat eu cu ei nu au fost probleme. Am rămas când ne auzim să discutăm despre contract și ce mai avem de discutat, dar au fost dispuși și până în vară. Mă gândesc că și pentru tine va fi bine să prinzi pregătirea de acum, mai ales că este foarte scurtă. Da, din păcate nu a reușit să... Eu aș fi vrut să fiu în cantonamentul din Antalya cu cei de la Chindia, dar am întâmplat o problemă și nu am reușit să ajung acolo, dar după ce se întorc, cum am mai zis, sunt dispus să revin la cei de la Chindia. Eu am plecat de la FCSB cu gândul acesta de a juca, pentru că nu-mi plăcea situația de acolo, adică să spun jucători care să stau pe bancă și să-mi iau bani. Nu am plecat la Steaua pentru bani și nu voi merge la nicio echipă pentru bani, momentan. Cum ai resimțit tu dacă ai deschis acest subiect, despărțirea de FCSB? Și toate aceste comentarii care au fost în perioada recentă. Foarte mulți oameni din fotbal au discutat despre situația ta. Da, a fost o perioadă ok pentru mine. Nu, poate, normal, orice jucător își dorește să joace mai mult. Mi-aș fi dorit și eu să joc mai multe minute la FCSB. Dar se întâmplă în viața unui fotbalist, mai e și cum să zic, perioade de genul, să nu joci, dar e important cum treci peste ele. Fiecare experiență, din fiecare experiență ai de învățat, iar eu cu gândul ăsta mă duc peste tot, am de învățat de peste tot. Simți că poate nu ți s-au dat atât de multe șanse pe câte te așteptai? Păi, eu nu sunt un jucător care poate să facă diferența în 20 de minute la o echipă. Adică poziția mea nu mă lasă cumva asta. Sunt un jucător și la Chindia. Când jucam meci de meci, 90 de minute, poate prima repriză nu aveam așa multe realizări, poate nu ieșeam așa foarte multe în evidență, dar doar repriză făceam diferență. Mi-a fost greu, sincer, să joc doar maxim 4-5 de minute, iar după tot mai puțin. Și bine, asta pot să vă spună ei, de ce nu am jucat sau nu vreau eu să comentez acest aspect. Adică spui că ești un jucător care are, de fapt, ca orice fotbalist, ca orice jucător care are nevoie de continuitate, nu? Care nu poate da randament maxim dacă e aruncat așa brusc într-un meci. Da, normal, nu sunt un jucător de atac. Eu, profilul meu este mai mult defensiv. Cred că pe acest aspect îmi fac treaba foarte bine. Și cum am mai zis, pentru poziția mea e greu să intri 20 de minute să schimbi soarta unui meci. Care e lucrul care te-a afectat cel mai mult în această perioadă? Acela că nu am jucat. Asta a fost. Și ca și orice fotbalist. Adică, când nu joci și nu ți se acordă șanse, normal că nu ești mulțumit. Dar mă bucur că am reușit să fac parte din acest colectiv, să joc în conferențe, chiar și în grupe. Adică acestea au fost plusuri pentru mine. Și mai departe, nu pot să zic că m-a afectat ceva sau
Dar ai încercat, de exemplu, să vorbești cu cineva din staff, să ceri explicații pentru motivul pentru care nu joci atât de mult pe cât ți-ai fi dorit sau pe cât ai fi crezut că ai fi meritat? Cum au fost discuțiile? Da, eu am avut perioade când am mai jucat și în Anglia, de exemplu, nu jucam și acolo nu venea antrenor la tine să spună de ce nu joci, trebuia să bați tu la ușă ca să întrebi. Nu știu, așa, și aici am fost, am vorbit și era Nicolae Dica, am mai vorbit cu el și după cu Pintili mai mult, adică na, cât, în perioada când a stat nu am reușit să vorbim așa mult, doar când jucam, adică îmi dădea niște sfaturi și cam atât. În rest, m-am discutat cu nimeni. Păi și ce ți-au spus? Ce ți-au spus? Doar îți dau niște sfaturi? Cum să te pregătești? Sau? Nu, eu spuneau că mă pregătesc foarte bine și cam atât. Adică, mai multe nu. Dar tu, de exemplu, tu îți reproșezi ceva? Știi că sunt toate aceste discuții, nu? Se vorbește despre jucătorii care merg la FCSB, că își asumă acest lucru, că lucrurile nu sunt ca la orice club, acolo lucrurile toate sunt subiective, se întâmplă pe repede înainte. Tu, privind în spate la această perioadă, ai ceva ce să-ți reproșezi? Nu am ce să reproșez. Adică a fost alegerea mea, mi-am asumat. Cum ai spus și tu, fiecare jucător știe unde merge dacă este contactat de FCSB, n-am nici ce să reproșez. Eu, cum ți-am zis, mă bucur că am făcut parte din acest club. Îmi dorea mai multe minute, cum am mai zis, și cam atât. Bună, Marco, Naci Zăducan sunt. În primul rând, să știi că am un sentiment foarte straniu, că mi se pare că vorbesc cu tatăl tău, ai o voce foarte apropiată. Chiar să ne asigurăm, dar nu e Cristi. Desigur nu vorbim cu Cristi. Vreau eu să răspund în locul tău la întrebarea dinainte. Inițial am zis să încep cu o întrebare, dar mai degrabă ar fi un sfat. În primul rând să știi că n-ai greșit cu nimic. Tu ți-ai făcut meseria, știu că ești foarte serios și așa cum spunea și Radu, de la început era un grad ridicat de risc de reușită. Reușită însemnând în modul în care să impresionezi pe toată lumea și să fii nouă Lampard. Că în rest, tu trebuie să iei cei buni din această experiență. Sunt convins că sunt lucruri pe care le-ai învățat acolo. Și dacă ar trebui să te întreb ceva, ar fi ce o să faci la viitoarea echipă din ceea ce ai învățat la FCSB. Pentru că ai avut de-a face cu oameni care își cunosc meseria și sunt convins că ai avut și lucruri de învățat. Dar în ceea ce privește reproșuri, îți spun eu că n-ai ce să-ți reproșezi pentru că te cunosc bine și îți cunosc și profilul și ar trebui să fie o valoare adăugată la dezvoltarea ta. Adică să treci peste treaba asta și să demonstrezi ție și tuturor că ești un fotbalist foarte bun și vei fi un fotbalist bun. Dar asta e curiozitatea mea. Ce ai duce către noua echipă cu tine din ceea ce ai învățat în perioada de la FCSB? Da, mulțumesc frumos. În primul rând, când joci în România la un club mai slab cotat, orice jucător își dorește să ajungă la mai bine. Eu cred că dacă nu-ți dorești acest lucru, nu poți să progresezi. Corect. Asta mi-a dorit și eu. A venit această ofertă de la FCSB și am răspuns pozitiv la ea. Iar după, să muncesc de două mai mult. Eu am mai puțin asta, am fost la, când am venit din Anglia, am mers la Faro și acolo nu am primit prea multe șanse. Iar după m-am automotivat, am mers la Chindia și am avut, pot să zic că două sezoane chiar foarte bune. Și am fost selecționat la echipa națională, la jocuri olimpice, campionatul european, adică am mers totul din ce mai bine. Glumind acum, Marco, măcar nu s-a întâmplat ce s-a întâmplat lui Rață de la Voluntari, care a venit două meciuri și apoi s-a întors la Voluntari. Da, știu, Rață, nu știu, nu vreau să spun ce s-a întâmplat acolo, vreau să vorbesc despre mine. Da. Dar uite acum o altă întrebare, dacă ai fi pus din nou în momentul în care să vină oferta de la FCSB, ce ai face acum după această experiență? Dacă ar trebui să iei decizia din nou? Decizia din vară. Te mai duce sau ai refuzat? M-aș mai duce, pentru că am de învățat. Am avut de învățat din toată experiența asta. Spune, spune cum ai perceput, cum a perceput echipa schimbarea aceasta de antrenor, care a fost elementul pozitiv după venirea lui Pintili, că rezultatele au reînceput să apară? Păi, nu știu, a dus mai multă libertate, pot să zic așa, echipei, mai multă plăcere la antrenamente și cu Nicolae Dică era totul bine, dar nu știu de ce nu am mers echipa, nu pot să mă pronunț eu. Dar după ce a rămas
Chintili s-a văzut așa, o schimbare, nu știu, și la antrenamente, așa, alt suflu. Toată lumea era mai relaxată, cum să zic. Nu știu. Noi vorbeam aici, înainte să intrăm în discuție, vorbeam despre situația aceasta, dezbaterea perioadei recente cu antrenorii cu licență pro și fără licență pro. Cum e afectată o echipă? Cum s-a afectat? Dacă sunt afectați jucătorii unei echipe care nu au un antrenor care poate da indicații la meciuri, așa cum a fost la FCSB? Păi, nu știu, Nicolae Dică a avut licență. Da, la Pintilii nu, la Pintilii mă refeream. Da, cum ți-am mai zis... A fost acel șoc la echipă, tot a început să meargă din ce în ce mai bine și, da, sincer, eu mă așteptam la acest lucru, nu știu, am presimțit așa că va fi totul bine cu Mihai Pintilii. Nu, până acum a stat pe bancă, a dat indicații, adică nu a fost probleme, dar acum am văzut că nu bine. Și crezi că va afecta echipa acest lucru dacă se va schimba această situație și va avea niște restricții? Păi, eu sincer cred că vor aduce antrenor principal, licență pro, cei de la FCSB, nu cred că vor rămâne așa. Spui că lucrurile merg bine și că anticipai că lucrurile vor merge din ce în ce mai bine, dar cât de bine crezi că vor merge? Cine crezi că va câștiga titlul? Are șanse FCSB? Normal, este un grup unit acolo, sunt jucători talentați, foarte mulți români talentați și eu cred că se va duce lupta la titlu până în ultimele etape. Nu fac griji de acest lucru, le doresc mai bine și să-și îndeplinească obiectivul. Uite, vorbești de jucători talentați de la FCSB, 1-3, Octavian Popescu, se discută mult despre el. Cum l-ai simțit tu la antrenamente? E ceva special, într-adevăr? Da, e foarte bine. Eu știam și dinainte de la echipa națională la Under-21. Un jucător talentat, care, nu știu, dintr-o fază banală, scoate ceva, adică are lipire în teren, muncește foarte mult, adică nu este un jucător de lăsător și eu îi trebuie un viitor frumos. Marco, îți mulțumim mult pentru această discuție, îți dorim mult succes și te revedem cât mai repede pe terenul de fotbal. În Superliga ne dorim noi ca să fie aici aproape. Mulțumesc frumos și să ne auzim cu bine. Seară bună! Luăm acum